bine ați venit la Stax TV, un review mai special. Cum i-a zis Marius, că testează și el alături de mine de data asta, cel mai cool cabrio din oraș. Să concep cu B-ul, nu ai nevoie de permis categoria A, dar îți dă senzația de motocicletă, pentru că are ghidon, în același timp frânai la picior. N-are două roți, are trei. Deci pentru oamenii care au frica de motocicletă, de căzături, de echilibru, poți să-ți iei acest Can-Am de la Euronautica. Dacă dorești să faci călătorii lungi, să-ți iei și soția, care soția nu se urcă cu tine pe motocicletă, că e frică. E frică că ești nebun, cădem, murim. Înțelegi? Și atunci e foarte simplu. Acest Can-Am Spider RT, varianta pentru drumuri lungi, vă prezentăm noi astăzi, dar există mai multe variante pe care vă recomand să le vedeți pe site-ul brp-world.com, ca să puteți acolo să vedeți și prețul, să configurați, să vedeți în liniște toate variantele, mai sportive și mai sportive, și de plimbare mai scurtă și plimbare mai lungă. Noi am mers cu ele. Marius, ce părere ai? Așa, la rece, că și așa e sfârșit de sezon și vine frigul. Mai relaxant decât motocicleta. Mai relaxant decât motocicleta, nu ai grijă a echilibrului, v-am spus, nu ai grijă a drumului care poate să devină alunecos, poate într-o curbă, nu știu, apar coși de banană, ca să nu zic de bălegar sau mai știu eu ce, că acest Can-Am Spider este dotat cu toate sistemele ce țin de siguranță. ABS, Traction Control, controlul stabilității, asistent la plecarea din rampă. Deci absolut tot ceea ce ține de siguranță pe acest Can-Am le avem. El este dotat cu un motor Rotax în 3 cilindri ce dezvoltă nici mai mult, nici mai puțin de 115 cai, legat la o cutie de viteze semi-automată cu 6 trepte și marș arier, ce poate fi comutat de la bord. Vă dați seama că era greu să dați cu chestia asta, cu spatele, să o trageți prin parcare, și atunci totul se întâmplă foarte confortabil. Treptele de viteze spun că sunt semi-automat, dar asta vedem când o conducem, vă mai povestesc eu în cască anumite lucruri. Foarte multe dotări interesante. Ea cu siguranță atrage privirile, pentru că noi era să atragem aproape privirile celor de la RAR și de la poliție, care au întors capul mai să-și rupă gâtul după noi când ne-au văzut cu jucăriile astea două. Arată foarte bine și iluminatul este unul senzațional. Îmi pare rău că nu avem timp să le filmăm și noaptea, pentru că au lumini la scărițe, au manșoane încălzite și a încălzită, chiar și manșoane încălzite pentru pasagerul din spate. Deci soția n-are niciun argument să nu meargă la plimbare cu voi. Un spațiu de depozitare de 120 de litri, o să vi-l prezint. Haide, Marius, vină încoace, vină mai aproape. Hai să facem ceva frumos. Deci avem un portbagaj aici în față, pe care nu reușesc să-l deschid. Acum, eu că am apăsat pe cheie în partea greșită. Nu reușesc, da. Eu nu reușesc nici să deschid capota la Wrangler, știi? Trebuie apăsat pe cheie și răsucit în partea stângă. Da, deci avem un portbagaj în față. Avem cutiile astea pe lateral, care noi, în momentul în care ne-am decis să facem niște ture cu motocicletele, ne-am luat ghiozdanele în spate. Și bă, frate, la 300-400 de kilometri făcuți pe zi, cu ghiozdanul în spate, Doamne Dumnezeule, zici că am cărat pietre de moară. Și ne-a închis ăsta, Mariuse. Incredibil. E încuiat, cred. Nu, nu. Cum nu, nu? Da. Să trecem peste. E cutia din spate. Nu mai deschid, că n-avem de ce. 120 de litri de portbagaj. Rezervorul se află aici. Se deschide, bineînțeles, cu apăsând pe cheie și întorcând cheia în partea opusă. Aici putem să alimentăm 26 de litri de combustibil. Jucăria merge cu 6% consum. Spuneam că șaua asta e foarte confortabilă aici în spate pentru pasager. Avem cu șezutul încălzit și spătar, cu două trepte de reglaj și aceste mânere încălzite, care eu le-am testat pe pielea mea, nu pe Can-Am, dar pe motocicletă. Bă, frate, când e frig afară și ai manșoanele încălzite, ți-i schimbă cu totul percepția despre temperaturi. Foarte confortabilă, o să mă așez pe ea. Am mers pe niște drumuri nu extraordinare și am stat aici, ce să spun, pasager la ghidon. Cum vă spuneam, frâna de mână la picior, treptele de viteză se schimbe
Ce am zis? Frână de mână la picior. Frână de mână la picior, da. Da, mă, pentru că în momentul în care te urci pe ea prima dată, având ghidon, cauți frâna pe aici. O cauți efectiv, deci trebuie un pic să te controlezi. Parbriz încălzit, parbriz reglabil electric, nu încălzit. Boxe, vine cu 6 boxe care rezistă la apă și așa mai departe, deci nu trebuie să vă faceți griji. Puteți să mergeți să ascultați muzică tare, tu, 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 cu pleata în vânt, frumos, elegant, fără... Cască. Cu cască, bineînțeles. Vorba vine, pleata în vânt. Da, bun, hai să mergem cu ea, că s-o vedem în mers. S-o vedem în mers. Cum se simte, cum se aude, cum se mișcă, cum... Și mai vorbim acolo. Eu vorbesc în cască, voi mă ascultați, dar v-am spus, brp-world.com, ca să ajungeți mai repede la toate detaliile, atât tehnice cât și de preț. Puteți să vi le configurați, sunt 3 modele diferite. Aici aveți modelul pentru turele lungi, există și varianta de mijloc și o variantă sport, pentru oameni mai agitați, așa ca mine. Faceți haos, e frumos. Hai să vedem și bordul, hai să vedem cum se mișcă. Hai, Marica, hai! Plec, pa! Îmi place asta cu marșarierul. Îmi place mult. Sper să reușesc să nu... să vorbesc încet. În așa fel încât să nu... să nu vă sparg urechile. Da. Și cum spunem, iată-ne la... ghidon, în cabrio. Frumos, elegant. Așa cum spuneam, cutia de viteze semi-automată schimbă treptele automat doar în jos. Adică dacă eu pun frân acum, el schimbă în treapta întâi fără să fac eu nimic. Dar în sus avem plusul aici și schimbăm noi. Automat putem să schimbăm și în jos. Normal. Când ne dorim. Foarte confortabilă pe drumuri denivelate, extraordinară. Absolut extraordinară, fără frică de... alunecat, căzături și așa mai departe. Bineînțeles că o să-mi spuneți că, da, domne, dar nu te mai poți strecura cu dânsa. În trafic. Bineînțeles că nu te poți strecura, dar atât timp cât ți-e frică de motocicletă și de echilibru, probabil că ți-e frică și de strecurat, nu? Mă gândesc eu. Mă gândesc. Conducându-se cu categoria B, ea chiar îți dă senzația de o mașină mică. Parbrizul pot regla de aici frumos. Cred că e la maxim în sus. Am șaua încălzită pe prima treaptă, manșoanele încălzite, afară avem 18 grade, nu cred că vedeți voi partea de bord acum, mi-a schimbat într-o treaptă inferioară singură, fără stres. Bineînțeles, direcția este asistată, electronic are servodirecție, deci nu trebuie să ne stresăm pe partea asta, că, doamne, trebuie să mișcăm două roți pe față și-s mai greu, și-s mai grele, și-s mai nu știu cum. Deci nu se pune problema. Impecabil. Am luat groapa între roți, dar am luat groapa între roțile față, bineînțeles, roata spate a luat-o în plin și n-am avut absolut niciun stres. Probabil că și doamnele sau domnișoarele care o să meargă în spate vor fi plăcut surprinse de confort, mai ales dacă au testat vreodată și o motocicletă pe șaua din spate. Când o să meargă cu, cel puțin cu RT-ul ăsta cu care merg eu, varianta de cruising, varianta de drum lung, cred că o să aprecieze foarte tare
partea de confort a lui. Mamă, ce haos aici. Ce haos aici, incredibil. Nu știu de ce întorc capul când eu am aceste oglinzi în care văd senzațional. Senzațional. Fără niciun fel de problemă. Iau virajele. Denivelare. Impecabil. Da, parbrizul își face treaba senzațional. Senzațional. Aici pe autostrada asta noastră de la Stax, unde nu avem limită de viteză, nu simt niciun fel de curent din față, cu parbrizul ridicat la maxim. Este cea mai super confortabilă. Pot să mă culc la ghidon, vorba aia. Da. La bătrânețe o să-mi iau de asta și venisem cu alte idei preconcepute, că domne, n-ai loc, nu, că motocicleta, că bă, dacă vrei relaxare, da. Relaxare și plimbare la drum e senzație. Și nu simte gropile, frate, deloc. Bă, da, deloc, 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 deloc. Nu mai zic că ai zi, boxe, asculți muzică, spațiu de depozitare, fantastic. Nu-ți trebuie nimic. Se mișcă senzațional pentru cei 115 cai. Frânează fără niciun reproș. Fără nicio problemă. Bineînțeles, putem să ne conectăm cu telefonul la display, putem să avem navigația pe display, Apple CarPlay și toate funcțiile și sistemele unei mașini moderne. Mare atenție, acest model nu este ultimul model de la Can-Am. Ia să vedem, ne băgăm și noi aici, mulțumim frumos domnului de sus, din ceruri, că ne-a lăsat. Am luat-o pe strada aia pe care am vrut să mergem și n-am putut. Da, deci sunt plăcut surprins de cum se conduce. Cel puțin varianta asta. Varianta de sport, varianta de mijloc pe care a testat-o Marius, n-am condus-o, dar nu mi-aș lua așa ceva pentru sportivitate, cel puțin mi-aș lua pentru siguranță și pentru plăcerea plimbărilor la ghidon. La ghidon, super confortabil. Deci sunt, ce să mai, impresionat și o să-l recomand tuturor. Măcar să încerce. Măcar să veniți la cei de la BRP să faceți un test drive, pentru că ăsta este un model de test drive care are la bord nici mai mult, nici mai puțin de 32.274 de kilometri. Adică nu e de colo. Opa, îmi cer scuze. N-am vrut să fac această plecare. Stai ușor, șefule, că trebuie să o ducem înapoi la oamenii ăștia. Da, foarte frumos. Foarte frumos. Îmi pare rău că nu am mai mult timp să o testez și îmi pare rău că se termină sezonul acum, că aș fi luat-o să o plimb pe Alexandra cu ea, să vedem ce părere are și Alexandra, că ea nu se urcă cu mine pe motocicletă. Nu știu dacă am zis bine. Ea nu se urcă pe motocicletă. S-a urcat de câteva ori, dar n-am mai prins-o să o mai plimb. Cu ăsta sigur o reușeam să o conving. Mai ales că, repet, este șaua încălzită și mânerele alea din spate încălzite. Super confortabil. Ce credeai că e Rossi? Nu sunt eu. Eu sunt, nu e Rossi.
Credeai că e Valentino Rossi, este? Nu, nu, sunt eu. Acesta a fost materialul. Sper că vi s-a părut interesant. La fel de interesant cât ni s-a părut și nouă să descoperim această metodă nouă de transport. Să intrați pe site, să vedeți cum stau lucrurile, să vă convingeți soțiile să meargă cu voi la plimbare, măcar un test drive, să vedeți dacă e pe măsura dumneavoastră. Și share, like și subscribe, e clasic, ca să mai facem.